Bună ziua și bine v-am regăsit la Transilvania la zi. Sunt Luminița Purdea-Cotuțiu și vă propun ca în următoarele 55 de minute să ne urmăriți cu atenție, deoarece vom aborda subiecte importante de actualitate din mai multe domenii. Pentru început vom discuta despre programul pentru depistarea cancerului de col uterin în rândul populațiilor defavorizate, CEDICROM, care este finanțat din fonduri norvegiene. Apoi vom afla ce s-a întâmplat la mitingul de protest al dascălilor care se desfășoară în aceste zile în capitală. Vom vedea ce se întâmplă și cu sportul românesc de performanță, deoarece după eșecul echipei de gimnastică a României, care nu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Rio, ne punem toate speranțele că vom excela la altă disciplină, cum ar fi judo. Prin urmare, vă propun să aflăm care este starea de spirit a sportivilor noștri și câte medalii își doresc să câștige la campionatul european de judo senior, care se desfășoară în această săptămână la Kazan, în Rusia. La Transilvania la zi vorbim astăzi și despre cum se poate face educație altfel, pentru că în aceste zile toți elevii din România se bucură de cursuri așa cum le place, fără stresul învățatului, fără lucrări și fără note. La Cluj-Napoca are loc chiar un festival altfel la care sunt așteptați mii de copii. De asemenea, peste 200 de tineri de la școlile speciale din întreaga țară participă săptămâna aceasta la festivalul Miraje. Vom intra în culisele acestui eveniment la finalul emisiunii. Dar mai întâi să aflăm cele mai importante subiecte ale zilei de la Remus Florescu, jurnalist la Cotidianul Adevărul. Bună ziua, Remus! Bine Bună ziua și bine v-am regăsit! Pentru a echilibra un pic subiectele sumbre din emisiune, o să vă povestesc despre o analiză pe care am făcut-o în Adevărul, și anume pe tema românii și fericirea. Zilele trecute a apărut un raport mondial privind fericirea și România se află pe locul 71 într-un clasament de vreo 157 de țări, deci undeva pe la mijlocul clasamentului. Pe primele locuri sunt, cum ne așteptam, țările nordice și chiar în pole position este Danemarca, care se pare că are cei mai fericiți oameni din lume. Studiul a fost făcut pe baza raport făcut de Gallup International și întrebarea a fost foarte simplă. Pe o scară de la 0 la 10, notând cu 0 viața cea mai rea pe care puteți să o aveți și cu 10 viața cea mai bună pe care puteți să o aveți, respondenții au notat fiecare din țările menționate o anumită notă. Noi am ieșit undeva la mijlocul clasamentului și am vorbit cu psihologul Daniel David, care a scris și Psihologia poporului român, care este explicația acestei situații. În primul rând, dânsul a făcut o precizare foarte importantă. Nu există doar o fericire, sunt trei tipuri de fericiri și acestea am putea să le denumim astfel: viață plăcută, viață cu sens și viață bună. Viața plăcută înseamnă să poți să faci ceea ce îți place, să joci fotbal, să mergi la nou, să te uiți la un film. Viață bună înseamnă să potrivești cumva abilitățile pe care le ai cu jobul și cu celelalte activități pe care, de exemplu, dacă ai calități vocale, să fii cântăreț. Și viața cu sens care cred că ne am încadra noi. Și exact, este și preferata domnului Daniel David, pentru că asta nu costă, și anume asta presupune să îți trăiești viața conform unor valori și principii pe care ți le-ai asumat. Și cu siguranță viața plăcută și viața bună sunt cumva dependente de condițiile de dezvoltare economică și socială și de aceea pe lângă Danemarca, în primele poziții avem Elveția, Norvegia, Finlanda, Canada, țări în care se trăiește foarte bine. Dar acestea fiind zise, spune și domnul Daniel David, putem să fim fericiți pentru că dacă ar fi să facem un calcul, cam 40% din fericirea noastră depinde de ceea ce facem noi, respectiv de ceea ce nu facem noi. Și aici, de exemplu, dacă te-aș întreba să-mi spui repede o listă cu 10 lucruri care îți fac plăcere, ai putea să spui așa pe nerăsuflate ca pe adresa din buletin? Nu știu dacă chiar 10, dar 3. Da, 3 e puțin. 3 e puțin și același lucru trebuie să-l facem și cu valorile după care ne conducem viața. Iar spunea și psihologul că foarte puțini oameni pot să spună 5 valori după care își conduc viața și pe lângă faptul că le conștientizează să și trăiască după
după aceste reguli. Deci merită citit acest interviu. Citit. Practic, concluzia ar fi că fericirea depinde în mare măsură și de noi. De fiecare dintre noi. Da. Bun, nu putem să fim la fel de fericiți atunci când ne gândim la incidența cancerului de col uterin. Da, apropo de asta, oamenii fericiți, studiile arată că trăiesc mai mult cu 70 ani. Deci... trebuie să trecem mai ușor peste greutăți. Da. Gândindu-ne că numai așa putem să trăim mai mult, peste și reușim. Eu îți propun să vorbim mai întâi despre o campanie națională de depistare a cancerului de col uterin, finanțată din fonduri norvegiene, că vorbeam că acolo merge bine, le merge bine norvegienilor și viața este frumoasă, poate ne-o fac și nouă. Alături de noi se află coordonatorul acestui program, domnul doctor Florian Nicula. Bună ziua, domnule doctor, bine ați venit. Bine v-am găsit. Spuneți-ne, de când a început acest program? Programe organizate de screening avem în regiunea noastră, județul Cluj la început și regiunea de nord-vest ulterior, din 2002 deja. A fost un prim pilot 2002-2008 și avem acum un program național chiar din 2012. De când avem această colaborare cu norvegienii? Norvegienii suntem finanțați din aceste fonduri începând de anul trecut și va dura până în aprilie anul viitor proiectul, programul acesta. Inițiativa le-a aparținut lor, Institutului Oncologic? Nu, inițiativa este a noastră. Noi suntem promotorul acestui proiect, ordonatorul fiind Ministerul Sănătății, care cofinanțează împreună cu norvegienii proiectul. Ei, Ministerul dă 15%, restul dă partea norvegiană. Noi am inițiat acest proiect pe baza unor nevoi pe care le-am identificat pentru mai bună organizare și funcționare a programului în regiunea noastră. Care este situația? Prezentam în urmă cu 2 ani o statistică sumbră. În România, la fiecare 4 ore, o femeie moare din cauza cancerului de col uterin. S-a schimbat ceva? Progresele pe care le-am făcut cu acest proiect și de atunci încolo până ne-am întâlnit din nou acum, sunt numărul mai mare de femei pe care am reușit să le testăm în acest program în județul Cluj și în regiunea noastră. Adică în toți acești ani am reușit să testăm peste jumătate din femeile 25-64 de ani din județul Cluj. Toate au beneficiat de câte un test gratuit Babeș Papa Nicolau și s-au depistat multe femei, în jur de 5.000 din câte știu eu în total, de femei cu leziuni precursorii cancerului, femei care au fost tratate și în felul ăsta au scăpat de un cancer invaziv. Practic sunt femei a căror viață a fost salvată. În acest proiect până acum sunt peste 400 de femei, 406 mai exact, pe care le-am găsit având astfel de leziuni. Diferența față de acest proiect și programul pe care îl derulam în mod normal este faptul că ne adresăm populației defavorizate, izolate, din Munții Apuseni, din sate unde medicii de familie nu participă în mod normal la programul național de screening. Mergem cu unități mobile achiziționate prin proiect, mergem și în colectivitățile rome, așa cum știți, am făcut împreună o serie de demersuri în Patarât și suburbiile Clujului, suburbiile Huiedinului, în general în colectivitățile rome mai numeroase ne deplasăm cam peste tot, dar nu numai la etnia romă, și etnii, dacă vreți, am fost inclusiv în Delta Dunării, la Lipoveni, am fost la etnia slovacă de pe granița de vest, am fost la etnia din nord ucrainiană, în nordul Maramureșului, ca să vedem în mod specific care sunt modalitățile în care putem asigura acestor tipuri de populație accesul la program. Câte unități mobile aveți? În momentul de față avem 3 unități funcționale, una pe care o avem din 2002 în colaborare cu Societatea Română de Cancer și alte 2 unități achiziționate prin acest proiect, ultima venită de 2 săptămâni și care a făcut săptămâna trecută prima vizită la Târgu Jiu cu 450 de femei recoltate în 3 zile și cu recordul nostru de până acum 198 de femei testate într-o singură zi. E o muncă uriașă. Da. Cine sunt medicii voluntari? Pe unitatea mobilă merg medici rezidenți, mă rog, în prezent una dintre ele este medic specialist, absolvit, și merge un registrator, un referent din proiectul nostru care o ajută cu partea de scris pe formularele respective, partea de evidență a testelor. 2 fete merg curajoase, una e și șofer. Și medic și șofer.
Știm, deci vorbim de prelevare probe. Unde sunt făcute până la urmă analizele? Laboratorul nostru al Institutului, un laborator ultradotat la zi. Deci toate testele din toată țara? Din toate locurile de unde le recoltăm, le facem la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Da. Avem tot în proiectul ăsta achiziționată aparatură nouă care face în mod mecanizat, automat, o parte din aceste teste și în felul ăsta suntem capabili să asigurăm un volum. Am putea practic să ducem în spate toată regiunea de Nord-Vest, numai laboratorul nostru. Mă refer la tehnologia de colorare, în lucru. Și mai nou lucrăm pe tehnologia HPV, introdusă de anul ăsta în linia primară a screeningului, ceea ce ne permite să scăpăm un pic de necesarul de resurse umane. Aici, pur și simplu, mașina, aparatul ne dă titlul pozitiv de HPV atunci când este cazul și știm că femeia urmează ulterior să fie selectată și pentru testul Babeș-Papanicolaou. Vreau să vă întreb, mi se pare că inițiativa aceasta are și așa elemente de experiment social, în sensul că sunt foarte curios să aflu ce ați aflat de la acele paciente care probabil n-ar fi avut șansa să ajungă la institutul dumneavoastră niciodată să-și facă un test aici. De ce există această reticență? Care sunt cauzele? De ce nu vin oamenii să încearcă să prevină aceste Am bolcă. Procedat, dacă vreți, științific pentru a afla care sunt barierele din partea populației și aici ne-a ajutat foarte mult partenerul norvegian. O persoană de acolo, doamna Trude Andreasen, s-a deplasat timp de mai mult de 100 de zile anul ăsta în rândul colectivităților, a și dormit în case cu cetățeni de etnie romă. Și înainte de asta s-au făcut niște focus grupuri, atât la nivel de decident sanitar, cât și în corpul medical, cât mai ales, astea sunt două, și restul de 8 în etniile respective. S-au distribuit și sunt în curs de distribuire încă 2000 de chestionare, încercând să se afle exact care sunt barierele de acces ale acestor tipuri de populații la programul nostru. Barierele țin atât de partea populației, de educarea lor, de conștientizare, ele nici nu știau practic multe dintre ele de existența acestui program, după aceea informarea, să le spunem cât de important e testul, ce beneficii le aduce testul, ce riscuri sunt la acest test, că toate întreabă, ce urmează în cazul unui rezultat pozitiv, toate aceste informații le distribuim și aici este, dacă vreți, noutatea de care întrebați, pe un principiu de medicină comunitară. Adică ne ducem în fiecare localitate de genul ăsta și prima dată discutăm cu lideri. Lideri fie administrativ, fie mai ales de etnii, acolo unde sunt implicate de etniile. Și împreună cu persoane din anturajul femeilor, mediatori sanitari de origine romă, dacă găsim așa ceva, facem această informare și diseminare. Și o facem din ușă în ușă. Adică pregătim pachete informative, atât flyere și invitație la screening și alte tipuri de documente, dar și invitația interumană de la persoană la persoană, care e foarte important să vină din rândul colectivității respective. La etnia, de exemplu, de ruși lipoveni ne-am folosit și ne-a ajutat foarte mult corul femeilor lipovence de acolo din Jurilovca, extrem de important contactul și interfața asta de informare. Și la lipoveni foarte mult și biserica. La ei e foarte importantă biserica. Ăsta e motivul pentru care ei au ajuns, de fapt, acolo unde au ajuns, pentru a-și putea respecta propria lor religie. La fel, la slovaci sunt aspecte particulare. La populația maghiară sunt alte aspecte. La ucraineni alte aspecte. Toate am încercat să le aprofundăm și inclusiv flyerele sunt în limba colectivităților respective. Deci s-au depus eforturi destul de importante pe linia asta. Și mai vin apoi barierele, dacă vreți, geografice. Uneori transportul este o barieră, femeile nu vin din motive de distanță până la locul respectiv și aici unitățile mobile ne-au ajutat foarte mult. Și nu în ultimă instanță ne conștientizăm și barierele noastre proprii, barierele de sistem. Care deci sunt mari. Limitele pe care le avem noi în accesarea acestui tip de populații sunt și mari, sunt și multe probleme de comunicare. Adică instituții de genul celea în care lucrez eu trebuie să învețe să meargă către populație, către comunități, să aibă cumva toate marile institute, au inclusiv în Statele Unite, în Harlem, peste tot există locusuri unde ei fac măcar această activitate, dacă vreți, de informare. Dar asta este însoțită și de multe alte aspecte, că lucrăm acum
și pe componenta psihologică de psihoncologie foarte mult și încercăm să umplem niște gap-uri care la noi sunt importante, mai ales în asistența pacientului la el acasă, în domiciliu, în comunitate, unde el până acum era puțin cam abandonat de sistem. Haideți să facem o bucățică de informare și bănuiesc că, scuze, ați reușit să convingeți medicii de familie până la urmă să vă ajute în acest demers? Medicii de familie în programul standard de screening au cooperat cam jumătate dintre ei, 50%. Dar femeile, am identificat chiar o barieră din partea femeilor în a se adresa medicului de familie pentru acest tip de serviciu. Și datorită faptului că, mă rog, poate e bărbat, poate sunt alte aspecte, poate nu e obișnuit să facă prelevări de astfel de frotiuri, femeia nu e obișnuită să meargă la medicul de familie, femeia nu vrea să fie văzută în sat mergând la medicul de familie. Sunt mai multe lucruri pe care suntem, încă nu avem partea științifică finalizată în proiect. Prima prezentare de bariere va fi la Salzburg, încă pe parcursul sfârșitului acestei luni. Vă propun să vedem cum ați fost primiți la Patarât, unde peste 50 de femei de etnie romă, care trăiesc chiar lângă groapa de gunoi, au fost testate gratuit anul trecut cu ajutorul unei unități mobile de testare. Demersul, așa cum spuneam, a făcut parte din acest program de screening pentru cancerul de col uterin, finanțat din granturi norvegiene. Unitatea medicală mobilă de testare a ajuns la Patarât la primele ore ale dimineții. Printre femeile care au fost supuse unui control ginecologic s-a numărat și doamna Brăița, care are 61 de ani și numai puțin de 10 copii și nepoți. Femeia recunoaște că până acum nu a fost niciodată la un control ginecologic. Pentru că n-am avut probleme. Nu mă durea, n-am avut probleme. Dar totuși, dacă a venit aici și de gratis, am zis, de ce să nu știu o treabă. Fetele mai tinere din comunitatea de la Patarât sunt mai obișnuite însă cu medicul ginecolog. Le mulțumim frumos că vine să ne facă și... Na, ce să spun? Merge la control. Până acum nu ai mai făcut. Ba da, am mai făcut, da, am mai făcut. Am făcut în fiecare an, Papa Nicola, da. Am mai făcut acum 2 ani și acum am vrut să mai vedem dacă situația asta e gratuit și cum este... E foarte bine pentru sănătatea noastră. Desfășurăm o activitate de prelevare de teste HPV, testând infecția virală în rândul femeilor rome în colectivitatea aceasta, în vederea cazurile pozitive le vom testa după aceea Babe și Papa Nicola. România are cea mai ridicată rată de mortalitate din Europa în ceea ce privește cancerul de col uterin. Este foarte important să facem ceva în această privință pentru că acest tip de cancer poate fi prevenit prin vaccinare sau prin screening. Peste 2500 de femei din comunități defavorizate vor beneficia până la sfârșitul anului de control ginecologic gratuit. Proiectul este realizat prin fonduri norvegiene și are o valoare de 1,5 milioane de euro. Deci aceasta s-a întâmplat anul trecut, în luna octombrie. Lucrurile au avansat așa cum ne-ați prezentat. Vreau să vă întreb și de programul pilot de screening a cancerului mamar. Da, avem în premieră organizat la nivel național un program de screening organizat în care s-au testat deja aproape 5.000 de femei, care e targetul final. S-a lucrat pe 3 centre de mamografie și invitațiile făcute prin medicii de familie, un grup de medici de familie care s-au înscris în proiect. E mai mult, dacă vreți, un studiu de fezabilitate să stabilim niște costuri în vederea continuării unui pilot la nivel regional finanțat de Ministerul Sănătății, în continuarea acestui proiect. Și nu numai aici, vor fi trei programe pilot finanțate la nivel național în cele ce urmează. Așa că femeile din județ și din zona de nord-vest vor beneficia în continuare de teste gratuite după terminarea acestui proiect. Finanțarea pentru ce? Pentru achiziționarea de unități mobile?
Pentru plata efectivă a analizelor? Trei linii de finanțare are prevăzute pentru acest an Ministerul Sănătății. O finanțare din fonduri europene Fișa-Pocu pentru training de personal, ați intuit foarte bine, pentru radiologi, pentru tehnicieni, pentru fizicieni implicați, că resursele umane sunt extrem de importante și sunt foarte ocupate și atâtea câte sunt. După care urmează un program de investiții în infrastructură cu Banca Mondială, în care avem în plan achiziționarea de 3 unități mobile dotate cu mamograf, tiruri, unități mai mari de data asta. Și în final, pe tot o fișă pe fonduri europene, care va fi depus în luna iunie, va fi pentru plata serviciilor, efectiv a serviciilor efectuate. Serviciile care sunt incluse aici sunt mamografia, care în screening este o dublă examinare, filmele de screening le citesc doi radiologi și în caz de suspiciune vine o a treia citire, se numește arbitraj, destul de complex procedeu. E mai greu să pui diagnosticul în leziuni incipiente decât în leziunile mari și trebuie să fii foarte atent să nu le scapi, pentru că un rezultat fals negativ e foarte periculos, un fals certificat de sănătate. După care la femeile care au suspiciuni confirmate se face și o evaluare ecografică plătită tot din acest program și chiar o certificare biopsică, un diagnostic pozitiv tot din bugetul proiectului. Până acum, din ce am făcut din 5.000, am găsit 23 de microcancere, 23 de femei care aveau tumori maligne, evolutive în sân, din 4.000 și vreo 600 făcute până acum. Și numai 23? 23 de femei. O peste care bună, totuși, mergeau spre cancere invazive, le-am fi găsit mult mai târziu în stadii mai avansate dacă nu făceam acest plan. Da, înainte de a încheia, să ne spuneți ce pacienți ar trebui să considere ideea de a merge la un astfel de screening? Sunt femeile din grupa populațională la risc care vor primi practic invitații de data aceasta pe proiect la domiciliu. Tot așa vom merge pe invitație din ușă în ușă. Vom renunța la sistemul de invitare numai prin medicii de familie. Și prin medicii de familie. Și era prin primărie care exact. Invitarea asta pe tip comunitar, fiecare trebuie să-și cunoască mai bine femeile și să le identifice acolo. Și costurile să știți că nu sunt atât de mari precum par și un efort care merită, pentru că în final acești bani tot se recuperează pe circuitul terapiilor foarte scumpe care vor dispare cu odată cu generalizarea programelor de screening. Și a tratamentului și cheltuielile enorme. Dar principalul beneficiar este suferința, nici femeia, nu se poate femeia, sigur. Adică quantifica. Câștigul este în supraviețuiri mai bune, în scăderi de mortalitate, într-o viață mai bună pentru bolnavul cronic de cancer depistat în fază incipientă sau chiar în vindecări în stadiile 0 și chiar stadii 1 cancerele incipiente. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată această informație. Și nu mai așteptăm să treacă atâta timp să ne revedem. Trecem acum la un alt subiect fierbinte și vorbim despre nemulțumirile dascălilor care deja au dat în clocot. Peste 300 de profesori din toată țara au protestat în fața guvernului și au cerut salarii mai mari și alocarea a 6% din produsul intern brut pentru educație. Ei au depus o listă de revendicări, dar nu i-a invitat nimeni la discuție. Profesorii au cerut demisia guvernului, sunt supărați că proiectul de ordonanță privind salarizarea, la care executivul a renunțat între timp, le-ar fi micșorat lefurile. Chiar dacă această ordonanță s-a retras, totuși problema de fond rămâne, pentru că actualul guvern are obligații pe care de îndeplinit, așa cum s-a angajat și în fața Parlamentului când a fost investit, și anume de a elabora o lege a salarizării. La protest au venit sute de profesori din toată țara. Ei sunt speriați că viitorul proiect de ordonanță va conține prevederi asemănătoare cu cel abandonat. Acela, spun ei, ar fi scăzut salariile educatorilor și învățătorilor debutanți cu procente între 6 și 29%. Dorim legea salarizării unitare echitabilă pentru toți bugetarii. De ani de zile, legea învățământului este încălcată prin numărul foarte mare de elevi care se află la clasă. Am solicitat pensionarea înainte de vârsta limită cu 3 ani, tocmai pentru această supra-solicitare. Guvernul are în față probleme grave în învățământ, probleme de infrastructură, neacordarea celor 6% din PIB pentru învățământ are efecte foarte grave. Cadrelor didactice li s-a alăturat și personalul auxiliar. Refuzul Inspectoratului Școlar din Maramureș pentru semnarea statelor de plată pe care, unde noi am câștigat sporul pentru condiții grele, vătămătoare și periculoase.
Protestele profesorilor vor continua și zilele următoare. Mâine dascălii vor protesta din nou la guvern. Iar apoi... Ei bine, dascălii au protestat, așa cum se spunea în știre, și astăzi la guvern. Vorbim acum cu doamna profesor Ramona Mangu, președintele Sindicatului Liber din învățământul preuniversitar ILFO. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Astăzi ați avut mai mult succes? Ați fost invitați la discuții? Din păcate, nici astăzi, nici o echipă din partea guvernului nu a binevoit să vină la negocieri sau să invite un reprezentant pentru a discuta problemele reale cu care se confruntă învățământul din România de mai bine de 25 de ani. Învățământul merge într-o degradare continuă, iar povestea cu salarizarea este foarte gravă, dat fiind faptul că la nivelul unităților școlare, cei care sunt calificați pensionari, gradul 1, grad didactic, se pensionează, fiindcă asta este natura firii, însă în sistem nu mai intră tineri debutanți, neavând cum să fie motivați de 1300 de RON în acest moment. Dacă ne referim la proiectul de ordonanță, da, privind salarizarea. Da, cel care a fost publicat pe media, da. Da, care a fost abandonat. A fost abandonat, a fost retras. Noi speram totuși ca o echipă, cel puțin din partea Ministerului Muncii sau cumva, să facă o invitație oficială, astfel încât să poată să înțeleagă clar problemele colegilor din sistem. De asemenea, ceea ce nu înțeleg eu, că acest guvern de tehnocrat, atât eu cât și colegii mei, nu înțeleg care este rolul învățământului în societatea românească. Pentru că finalitatea, până la urmă, o reprezintă elevii, copiii noștri. Este vorba de viitorul unei țări, nu neapărat de cadrele didactice care sunt exact acum în sistem, deși ele sunt cele care duc greu acestui sistem. Colegul meu, Remus Florescu, de la Cotidianul Adevărul, dorește să vă adreseze o întrebare. Da. Bună ziua! Vreau să vă întreb dacă credeți că o majorare a salariilor va avea ca efect și o creștere a calității corpului didactic din România? Categoric cred în treaba asta cu tărie și cred că va motiva mulți tineri să aleagă această carieră, pentru că sunt foarte multe profiluri pedagogice, mă refer la cei care termină geografie, istorie și care nu mai aleg în cariera didactică, nu mai aleg meseria de profesor, se orientează către alte domenii. Ca atare, trebuie ținut cont foarte mult și de debutanții care intră în învățământ. Eu am 20 de ani vechime în acest sistem și... Ce salariu aveți, doamnă? 1650, ultimul tuturaș. Adică până în 2000, clar. Fără gradație de merit, ca să nu... Și după această ordonanță ar fi crescut, s-ar fi menținut? La mine s-ar fi menținut. Sau ar fi crescut cu 50 de lei de aici, cumva. Da. Ce urmează să faceți? Federația Sindicatelor Libere urmează să aibă o întâlnire în Colegiul Național, astfel încât să luăm o decizie și din ce reacții avem de la colegii noștri din teritoriu, mă refer cei de la catedră, nu neapărat cei care au fost în stradă, că am fost doar 200, 300, 500, da? Vrem să organizăm un meeting și să invităm alături de noi inclusiv cadrele sanitare, pentru că este vorba de exact același lucru, de ordinea și importanța meseriei în societatea românească. Exact. Și ei acum au calendarul protestelor, v-ați suprapune și ei pichetează prefecturile mâine, de exemplu, da. Și cu siguranță o să puteți marșa împreună în continuare. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Cu mare drag. O zi bună. Mult succes. În continuare vă propun să vedem ce se întâmplă și cu sportul românesc de performanță, deoarece după eșecul echipei de gimnastică a României, care nu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Rio, ne punem toate speranțele acum că vom excela la alte discipline, cum ar fi judo. Despre acest subiect discutăm acum cu Alexandru Bănoi, jurnalist la TVR Cluj, realizatorul emisiunii Poveștile lui Pilu. Bună, Pilu! Bună! Bine ai venit! Bine am revenit, mulțumesc! Tu ai fost în cantonament.
cu lotul național de judo la Poiana Brașov, săptămâna trecută. Da. Eu am văzut unde ai și filmat, ai și povestit și cu fetele și cu băieții. Zile din... Nu știu, cu aritmetica asta o prost, ca 5 zile din 1000, aproape 1500 de zile de pregătire, ce înseamnă un ciclu olimpic. Eu am văzut doar 5 zile și m-am speriat. Te-ai speriat de ce? Sportiv, de munca depusă de aceștia. Și ce înseamnă o fracțiune de secundă că n-ai fost atent. S-a luat o decizie proastă. Mă refer strict la judo. Se duce de râpă munca celor 4 ani de zile. Care este starea de spirit a echipei? Splendidă. Aveau umor după ce puteai să le storci pe fete și băieți, că era lotul național olimpic plus lotul olimpic restans, coordonat de profesorul Florin Bercean. Aveau umor în ele după 2 ore de chin. Eu spun 2 ore de chin, 2 ore de antrenament. E un spectacol să le cunoști dincolo de tatami. Să stai de vorbă cu ele... chiar oameni normali. Iar situația sportului meu e ok. Să nu ne sperie doliul ăsta care e artificial în gimnastică. Chestia asta era de așteptat. Atunci când pentru nu... Pentru că nu vin din spate? Nu, când nu faci nimic în sport... Alte sportive? Cam în 2 săptămâni o să fie o emisiune dincolo de sport realizată la Carei cu Ștefan Birtala și Cristian Gațu. Dacă 26 de ani ai semănat vânt, ce poți culege? Am renunțat, am văzut grevă, vedem grevă la dascăle. Am renunțat la sistemul sovietic din învățământ și din sport, în 89, perfect, dar n-am mai pus nimic. Dacă nu mai pui nimic, cei care iubesc statistica, 7 medalii de aur, 3 de argint, referitor la sport, bine, o să facă 0. Dar sportul ca mod de viață e nul. Copiii pe clasa a 8-a, Remus, au o oră de educație fizică. Mai discutăm ceva? Da, și vorbeam cu un fost antrenor important, spunea că pe vremea lui Ceaușescu, dintr-o clasă de 30 de elevi, 90% erau apți pentru un sport sau altul. Corect. Acum, dacă găsești 2-3, e mare lucru. E un triumf. Sunt obese, sunt e un triumf foarte ciudat între medici care dau scutire, părinții ce acceptă chestia asta, nu toți sunt vinovați. Dar uite unde se ajunge. Și deodată stăm, luăm poziția, vai, ce s-a întâmplat cu gimnastica. Nu, nu. La fel se întâmplă cu toate. E o excepție, spada și judo în România. Sunt excepții. Asta vreau să zic. Dacă gimnastica era la modă înainte, acum parcă judo. Judo este pe val. Tenisul. La tenis vorbim de sport și business. Cu siguranță. E bani. La judo... Poți să întreb când te întâlnești cu Andreea Chițu, numărul 1 mondial la judo, cât câștigă și cât câștigă numărul 1 mondial la tenis. Și atunci nici nu să mai spunem zerourile. Cred că plângi câte zerouri vezi la tenis și câte virgule vezi la judo. Vorbeam de bani, da? De banii profesorilor. Vorbim și de banii sportivilor, de performanță, de banii acestor olimpici. Haideți să ne referim la... Sportul ca mod de viață și sportul business. Nu le poți apropia. Sunt două lucruri total diferite. Nu de bani în sport, nu vorbim în România, de business, în niciun caz, păi, dar vorbim industria. De un trai decent pentru greu. Câștigător al unei medalii de aur. În România doar campionii au la un olimpiadă. Trai, hai, decent. Haideți să vedem ce se întâmplă ce, în fugim, Rusia. Fugim în Rusia? Acum vorbeam de sistemul sovietic. În Rusia, mai precis la Kazan, unde se află echipa noastră. La telefon avem acum pe domnul Florin Bercean, antrenorul coordonator al lotului olimpic de judo al României. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, bună ziua tuturor! Drazvite! Da, drazvite, da. Bună ziua! Ne suntem la antrenament, ne pregătim o cunoștință cu sala de încălzire într-un patinoar imens. Au pus 8 suprafețe de luptă pentru încălzirea care o face înainte de marea confruntare, campionatele europene de la Kazan. Ultima confruntare mare, mare de tot înainte de Jocurile Olimpice. Pilu m-a atrăgea atenția că mai e și cea din Mexic.
Masterul. Acolo e elita. E o etapă. Masterul, da, important, dar totuși oficial în lume, oficial în lume, altele europene, mondiale, Jocurile Olimpice. Masterul e așa, o competiție un de palmares. Păi nu chiar o încălzire. Înaintea Jocurilor Olimpice. Primele 16 la feminin și primii 20 de la masculin. Da, mă rog, asta e. Sunt pregătiți sportivii noștri pentru competiția din această săptămână, pentru campionatul european? Ne-am pregătit. Sunt în formă? Ei, acum eu sper să fie cât mai aproape de formă, dar așa cum am mai spus-o și în trecut, m-ar interesa foarte, foarte mult să fie în formă la Jocurile Olimpice, în maxim de formă. Acum sper să nu dezamăgim. Competiția care începe joi și ține până duminică, o competiție foarte, foarte grea. Europenii, adică practic toți europenii fac judo și noi ne străduim să păstrăm rezultatele cu care noi am obișnuit iubitorii de sport din România. Florin, o întrebare. Campionatul european se desfășoară după același program ca și ediția din acest an de la Rio, la Jocurile Olimpice? Nu, n-are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Campionatul ăsta european e organizat de către Uniunea Europeană de Judo. Jocurile Olimpice e un concurs. La Jocurile Olimpice, competiția de judo e un concurs foarte frumos din cauza că se desfășoară fără mare grabă. Fiecare categorie are ziua de concurs. Pe când aici, de exemplu, joi... Intră toate fetele. Intră trei categorii. Trei categorii la feminin. Fete? 48, 52 și 57, corect. 52 și 57, iar Dobre, care la 16 va lupta vineri. Deci aici campionatele europene se desfășoară la individual 3 zile, joi, vineri, sâmbătă, iar duminică e ziua destinată echipelor naționale. Dar noi nu participăm pentru că ne lipsește o categorie mare și nu are sens să investim într-o probă neolimpică. Este alături de noi și Remus Florescu de la Adevărul. Bună ziua! Vreau să vă întreb, având în vedere că acum constatăm că foarte multe domenii sportive din România au probleme mari și vedem ce s-a întâmplat cu gimnastica. Cum reușiți la judo, dacă este, știu eu, un pont, ca să zic așa, pe care ar putea să-l preia reprezentanții altor sporturi din România, să menținem o linie de plutire rezonabilă? Da, e o poveste destul de lungă și nu știu dacă e cazul să o discutăm acum, dar discuția asta ar trebui să fie o analiză foarte serioasă a celor care conduc sportul românesc și nu acum trebuia făcută, când toată construcția asta sportului românesc o năruit. Noi nu vedem acum dezastru numai astăzi, înaintea Jocurilor Olimpice. Uh-huh. De fapt, trebuie pe România să facă un proiect foarte serios cu privire la dezvoltarea sportului în general și pe urmă să ne gândim la sportul de înaltă performanță. Acum nu e așa mare dezastru că nu ne-am calificat echipa nu știu care sau sportul nu știu care, pentru că vedeți dumneavoastră, și în sport ca și în viața de zi cu zi sunt oscilații, nu? E vorba aia că astăzi e sus, mâine e jos. Trebuie să fii foarte atent când e sus, că urmează josul. Acum noi sperăm să rămâneți tot sus. Păi și eu sper, dar este atât de fragilă situația încât nici nu vă puteți imagina. Nici judo nu zic eu că stă foarte extraordinar de bine, dar ne străduim ca cele două, trei elemente pe care noi ne bazăm și cu care muncim așa o perioadă de 16-18 ani, să le păstrăm și să le asigurăm cam tot ce au nevoie. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, mult succes! Și să aveți un final de săptămână acoperit cu medalii! Să fie, mulțumesc frumos, vă salut pe toți! Toate bune! Mulțumesc! Pilu!
Trebuie să încheiem aici conversația pe tema sportului, dar nu înainte de a ne spune ce urmează la Dincolo de Sport, la poveștile lui Pilu, în această seară. De la ora 19 pe TVR Cluj și 22 pe TVR3, In Memoriam Mircea Dohan. Ediție, mie nu-mi plac edițiile astea, dar realizez, n-am ce să fac. Mai plângi. Și imediat relaxare la poveștile lui Pilu. Scrimă. Cu Peter Habala. De la 22:30, așa că astăzi domin postul, dar și mâine mi-au liber. Mulțumesc foarte mult, Pilu, pentru prezența în emisiune. Vorbim în continuare despre un alt fel de eveniment și anume despre festivalul Miraje, care se desfășoară în aceste zile la Cluj-Napoca. Colegul meu, Ovidiu Damian, se află acolo și ne poate da mai multe amănunte. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, Luminița! Bună ziua, Luminița! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa cum spuneai și tu, festivalul Miraje este în plină desfășurare la Cluj-Napoca. Trebuie să spunem telespectatorilor că acest festival se află la cea de-a noua ediție și este un festival realizat în parteneriat cu cei de la clubul Lions Genesis. Ei bine, pe scena Miraje au urcat astăzi tineri care vin de la mai multe școli speciale de pe teritoriul țării noastre, din Timișoara, din Arad, de la București, de la Târgu Frumos, de la Târgu Neamț, și care participă la aceste momente artistice alături de tineri fără nevoi speciale în încercarea de a elimina bariera existentă între cele două lumi. Acum, alături de mine se află președintele juriului, actor la Teatrul Național din Cluj, domnul Emanuel Petrean. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că stați de vorbă cu noi. Cred că nu va fi deloc ușoară decizia juriului, având în vedere prestațiile artistice deosebite pe care le-am văzut la cei prezenți pe scenă. Nu va fi deloc ușoară, cu atât mai mult cu cât în artă este foarte greu să dai premii și să hotărăști cine este mai bun, pentru că arta este un lucru care ține de gust. Și atunci, ceea ce ține de gust, întotdeauna este foarte greu de definit. Dar ne vom strădui ca, în funcție de puterile noastre, în funcție de ceea ce au făcut acești copii minunați în zilele astea, să încercăm să spunem, dacă se poate spune, care au fost mai buni. N-am spus întâmplător momente deosebite. Știu că toți membrii juriului împreună cu publicul au fost foarte emoționați de ceea ce au văzut pe scenă și cred că aveți câteva repere. Cred că ne puteți spune mai multe lucruri. Este foarte important că văd un lucru care se perpetuează, adică acest festival este la noua ediție. România, după părerea mea, duce lipsă de proiecte pe termene medii și lungi. Și văd că acest lucru, cu acest festival, se perpetuează, ceea ce este un lucru minunat și s-ar putea să devină un festival care să pună baza viitorilor artiști ai țării, ceea ce ar fi absolut minunat. Am avut plăcerea să văd astăzi cel puțin, nu pot să zic persoană pentru că au fost și grupuri, dar am văzut o fată care era absolut senzațională. Ne puteți spune numele? Da, se numește Andrada Precup. Absolut senzațional, deci nativ are o bucurie și un fel de a interpreta absolut personal. Am rămas profund impresionat. Le spunem telespectatorilor noștri faptul că Andrada Precup își dorește foarte mult să ajungă o cântăreață profesionistă. Ea a fost implicată și într-un proiect radiofonic, O mie și una de voci, un proiect care aduce basmele tradiționale românești în fața copiilor, un proiect realizat de copii nevăzători. Tot ceea ce face, pe urmă am văzut-o cântând în sală, improvizând o melodie, tot ceea ce face, tot ceea ce a făcut este de o sensibilitate și de o acuratețe artistică fantastică. Am rămas profund impresionat. Nu este singura care merită laudele acestea. Mai există și Andra Petre, care tot de la o școală cu probleme de vedere vine din București și care a interpretat la pian senzațional o bucată muzicală extraordinară. Și aș mai avea de remarcat liceul din Timișoara,
Liceul Iris de la Timișoara. De la Timișoara, care a prezentat un spectacol de teatru de păpuși absolut minunat. Acolo este vorba de mai multe persoane, este vorba de cei care stau în spatele spectacolului, cei care au gândit, profesorii lor, toată lauda lor și felul cum aș să-i îndrume pe acei copii să devină vii și să facă un spectacol minunat. Îi vedeți pe acești copii care astăzi se află pe scena Mirajelor, pe scena Festivalului Miraje, îi vedeți peste ani pe scenă în calitate de actori, să spunem, de cântăreți, de interpreți? Toți am început cândva ca și ei. Și eu am început cândva ca și ei. Am jucat într-o piesă de teatru făcută la școala din Surduc, unde m-am născut. Toți am început cumva. Timpul și încăpățânarea lor va demonstra dacă vor să facă acest lucru, dacă merită sau dacă nu merită. E cert că ceea ce am menționat are și prezintă baza unui lucru extraordinar, adică există talentul, dacă va mai exista și munca în continuare, există toate șansele ca acești copii despre care am vorbit să ajungă la un nivel foarte înalt. Domnule Petran, vă mulțumesc foarte mult. Mai spunem telespectatorilor noștri Luminița faptul că Festivalul Miraje se desfășoară în timpul săptămânii altfel. Este organizat de Liceul pentru Nevăzători, care este cea mai veche școală pentru copii nevăzători din România, înființată în 15 octombrie 1900. Alături de acest festival concurs mai sunt cuprinse și alte activități în proiect. Vorbim despre Cafeneaua pentru Neri, care a avut loc aseară, despre alte activități, despre faptul că cei de la Liceul pentru Nevăzători au adus atelierele Miraje în stradă. Mai multe despre toate astea veți afla la emisiunea Fără Prejudecăți, într-o ediție specială înainte de sărbătorile de Paște. Luminița, înapoi la tine! Mulțumesc, Ovidiu! Pentru toate aceste informații o să aflăm și la știri în această seară despre acea cafenea. Iar în finalul emisiunii noi vorbim tot despre o educație altfel, pentru că în aceste zile toți elevii din România se bucură de cursuri așa cum le place, fără stres învățatului, fără lucrări, fără note. Ei, noi vom discuta despre un festival altfel care se desfășoară în aceste zile la Cluj. Cred că este o premieră, nu? Națională. Alături de noi sunt organizatorii festivalului, doamna Carmen Deac și Cristina Burduja. De asemenea, dumneavoastră reprezentați și Asociația Mânuțe Fericite. Pricepute. Pricepute. Yeah. Tot de fericire discutam de la bun început. Bun. Deci, cum se desfășoară festivalul? De când? De unde ideea? Atâtea întrebări? Ce se întâmplă acolo? Festivalul este la a doua ediție. Anul acesta, anul trecut am avut prima ediție. A pornit de la ideea de a ajuta profesorii. Suntem părinți, suntem oameni în societate care vrem să ajutăm învățământul. Avem cunoștințe și e păcat să le ținem pentru noi. Și atunci am zis că cum putem face lucrul ăsta? Să ajutăm cadrele didactice. E o săptămână frumoasă, e o săptămână în care învățăm prin joacă, în care rămânem cu foarte multe informații, pentru că momentele în care te simți fericit și bucuros și vesel, ți le amintești cu mare drag și informațiile pe care le-ai acumulat în perioada respectivă, la fel. Așa că am zis, trebuie să facem și să ajutăm. Da, da, este o desfășurare foarte mare de forță. Da. Fiindcă aveți aproape 190 de ateliere, da? Da. Nu doar într-o locație, în mai multe din oraș. Ați estimat că veți avea 4.000 de copii? În jur de 4.000 de copii la aceste ateliere? Da. Câți au venit două zile, acum? În prima zi am avut 900 de copii aproximativ și azi am avut vreo 850. Deja discutăm niște cifre foarte frumoase. Vorbim de copii care sunt din toate categoriile sociale, sunt de la sate, sunt din Cluj, sunt din Dej, sunt din Gherla, sunt din Turda, care vin și experimentează. Am avut o doamnă învățătoare care a fost foarte simpatică astăzi. Și a povestit, ieri a fost la un atelier care se numește Vrei să fii, fă cunoștință cu Robin Hood, în care am tras cu arcul. Și am venit cu copiii mei de la un liceu tehnic din Cluj, zice, prima dată când am auzit de chestia, să ne gândim la niște chestii medievale, în care mergem, vedem ce e acolo. Așa, și ce a fost? A fost tir cu arcul, au tras cu arcul și au descoperit că în spate este un sport pe care poți să-l practice, că unii chiar le place și chiar sunt talentați la sportul ăsta, că e o variantă foarte bună de a petrece timpul liber.
au descoperit. Ea povestea, am descoperit despre copiii mei, copii care la ore de multe ori nu se puteau concentra și nu erau atenți. Acum a tras de 3 ori cu arcul și după aia era atât de atent și focusat. Mi-am seama că copilul ăsta are o putere de concentrare extraordinar de mare pe care eu n-am știut să o scot în evidență la ore. Și a fost încântată. Și trezește poate și pasiunea pentru sport, pentru acest sport. Da. Și că vorbeam înainte de copiii care, și părinții, de asemenea, care nu-și mai trimit odrazelele să facă sport, în școală se face prea puțin educație fizică, mișcare. Dumneavoastră le oferiți această alternativă și probabil că mulți dintre cei care participă o să fie sportivi, de performanță. Cu siguranță. O să ajungă. Și nu numai sportivi, și oameni creativi. Cred că foarte mulți dintre ei descoperă o creativitate de care nu erau conștienți, nici ei, nici părinții lor și, surprinzător, nici profesorilor sau învățătorii sau educatorii. Mi-a plăcut astăzi, a fost un moment foarte interesant în care era atelierul de pictat pe textile și coordonatoarea atelierului le-a propus să folosească șabloane și copiii au spus, noi nu vrem să folosim șabloane, noi vrem să ne folosim creativitatea și să facem ce ne vine nouă să facem. Și atunci mi s-a părut un moment foarte surprinzător ca o generație nouă să vină cu intenția asta și cu dorința asta de a crea noi șabloane și de a fi de creativi. Aveți, de asemenea, ateliere pentru a descoperi arhitectura orașului, da? Cu micii detectivi. Avem o fanfară care a dispărut în parc și avem niște indicii pe care și trebuia să găsim ce s-a întâmplat cu fanfara respectivă. Și am avut niște etape, niște pași, atelierul a fost susținut de scena urbană. Și a fost minunat, copiii au plecat prin parc, aveau indicii, trebuiau să meargă la punctul numărul 1. Acolo aveau o ghicitoare pe care trebuia să o descifreze, care ducea la indiciul numărul 2. Și au avut 17 indicii până ajunge să descoperi ce s-a întâmplat cu fanfara dispărută. De asemenea, pe care, bineînțeles, ecologia aveți, pe dezvoltarea creativității am vorbit, pe comunicare. Pe comunicare, pe teatru avem foarte multe, în care avem de la comunicare non-verbală, la improvizație, la teatru forum, la tot ce înseamnă o chestie în plus față de ce facem în mod normal. Știu că există o asociație care a propus Ministerului ca, pornind de la școală altfel, să fie cumva o bază de schimbare treptată a modului în care percep profesorii modul de a preda, și anume să treacă, pornind de la exemplu pozitiv al școlii altfel, la o educație cu elemente non-formale. Cum ați perceput profesorii la aceste evenimente? Credeți că sunt deschiși ca să introducă elemente de acestea atractive la ore, efectiv, la orele pe care le predau? Cred că profesorii care au venit alături de noi sunt deschiși, pentru că de-aia au venit în primul rând. Deci ei sunt profesori care au optat să nu stea. Povesteam tot așa cu altă doamnă profesoară care spunea, cel mai ușor în săptămână altfel pentru noi ca profesori să stăm copiii în școală, poate ne uităm la un film, poate nu ne uităm. Noi am ales ca festivalul să nu fie nici într-o școală, ne era mult mai simplu să fie într-o școală. Am decis să-i scoatem pe copii din rutina lor normală, din modul în care învață normal, să zicem într-un alt mediu cu alți profesori care să învețe. Cred că e foarte important ca copiii să facă non-formal. Și cred că e foarte important să învețe lucrul acesta. Mai sunt 3 zile? Mai sunt 3 zile, da. Păstrați locațiile, vremea se schimbă. Păstrăm locațiile, în caz că plouă ne înghesuim. Știți cum, oamenii buni în cap și în loc strâmt. Așa. Unde vă găsesc? Casa de cultură și casino și în parc. Dacă plouă în parc, ne vom muta în una din cele două. De joi sperăm să se îndrepte vremea și atunci să ne putem bucura de activități în aer liber. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Cam atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Sunt Luminița Purtea-Cotuțiu și vă doresc toate cele bune!